Metroul e supraaglomerat în această perioadă. Dovadă stau aceste imagini filmate în această după-amiază pe care le veți vedea chiar în următoarele secunde. Peronul este plin de oameni, în timp ce pe tabelă arată că următorul tren va ajunge abia peste 10 minute. De vină ar fi contractele de mentenanță. În ultimele zile, trenurile au ajuns și la un interval de 10-15 minute. Iar asta duce la aglomerarea stațiilor. Oamenii nu poartă mască, iar în subteran este foarte cald, factorii care ar putea contribui la intensificarea valului 6 de COVID.